Indiferent că este vorba de sân, prostată sau creier, spectroscopia reprezintă un instrument excelent pentru a diferenția exact problemele existente. Numită și MRS, spectroscopia oferă informații despre metabolismul și structura biochimică a numeroase țesuturi și organe, putând indica diverse afecțiuni. Considerată drept tehnică de vârf, spectroscopia este tot mai des întâlnită în procesul de diagnosticare. De vreo 30 de ani de când această tehnică imagistică a ajuns în arsenalul diagnostic, practic s-a impus imediat și a ajuns astăzi să fie indispensabilă pentru diagnosticul de înaltă performanță. Dintre afecțiunile care pot fi diagnosticate cel mai bine, cel mai rapid și cel mai ușor sunt în primul rând afecțiunile neurologice și neurochirurgicale. Mai mult de 50% din investigațiile pe care noi le facem în rezonanța magnetică se adresează neurologiei și coloanei vertebrale, axului neuromedular. Mai apoi, ortopedia, practic, astăzi leziunile de părți moi, leziunile ligamentare, leziunile de tendoane nu mai pot fi diagnosticate fără această tehnică. S-a ajuns într-un ritm tehnologic extrem de rapid, s-a ajuns de la imagistica structurală, de la cum arată in vivo anumite segmente, s-a ajuns la imagistica funcțională sau mai nou la tehnicile care pot să pună în evidență metaboliții din anumite afecțiuni. Una dintre cuceririle noi ale acestei tehnologii este spectroscopia RMN, care poate să pună în evidență componența metabolică, biochimică a leziunilor. Sunt evoluții extrem de importante care au lărgit paleta de diagnostic în domeniul neurologic și neurochirurgical și care trebuie să folosite fără niciun fel de rezerve, pentru că un diagnostic rapid înseamnă o șansă în plus pentru terapie, înseamnă costuri reduse, deși tehnologia prin rezonanță magnetică este în primă instanță considerată a fi foarte scumpă. Dar dacă evaluezi costurile pe termen lung și beneficiul pe care îl are și sistemul și pacientul, este indiscutabil o metodă de diagnostic extrem de rentabilă.